mai 3, 4, îmi place masca, facem 4, 5, 6, 7, 8, eu mai vreau, eu încă pot. 1, 2, 3, 4, îmi place masca, facem 4, 5, 6, 7, 8, eu mai vreau, eu încă pot. Vă salut, bine v-am regăsit din nou pe Marțean Oficial, bine v-am găsit la vlogurile mele. Înainte de toate și înainte să începem, o să te rog să te abonezi la canalul meu de YouTube Marțean Oficial, să apeși acolo clopoțelul ăla pentru a primi toate notificările și poți să-mi dai și un follow pe Instagram Marțean Oficial. Am decis să fac în continuare un vlog cu mașina furată, să povestesc un pic despre desfășurarea anchetei și ce neutoți o să aflu pe parcurs. Pentru cei care sunt interesați dacă o să pot recupera sau nu mașina de la poliție, pot să se aboneze la YouTube Marțean Oficial și să-mi dea un follow pe Instagram Marțean Oficial, o să îi țin la curent cu tot felul de update-uri în legătură cu ancheta asta. Pentru moment, mașina se află în custodia poliției. Urmează să merg la Oradea la poliție și o să vă zic ulterior ce noutăți am aflat despre mașină și exact ce pot să fac, dacă pot să o recuperez sau nu. Urmează să zburăm din Paris către Cluj-Napoca. Voi face câteva filmări de prin aeroport și o să vă țin la curent cu toată călătoria mea prin România. Așa că stay tuned. Nu. Bună dimineața, după cum vedeți, sunt în aeroport. Mă pregătesc de embarcare pentru zborul spre Cluj-Napoca. Mâine o să fiu la Oradea, la poliție, cu declarații și vă țin la curent cu ce se întâmplă acolo, așa că să urmăriți vlogul. Ne vedem la Cluj! Am pupat! Yeah. Hețu pe capul, ritmul ăsta e da dracu. Hai, mișcă-te slow. Tocmai am aterizat la Cluj-Napoca și ne continuăm incursiunea în România. Suntem la Cluj-Napoca, a venit aici la Tunz, la prietenul nostru Vlad Moțiu. Îl puteți găsi pe Instagram. Moțiu Vlad, hairstyle. Să veniți să vă faceți o frizură interesantă. Hai că dăm drumul. Haide-le jos, nu sta să te rog frumos. Știu, întrec măsura, dar așa îmi e natura pura. Fă o piruete, vreau să-ți fac curul cum arată. Am rezolvat și problema asta, am făcut să fie treaba treabă și vă invit la salon, chiar recomand pe băiatul ăsta. Mulțumim, Vlad, hairstyle. Pe Instagram, vorbiți acolo cu el, veniți și vă faceți o treabă serioasă și frumoasă. Vă aștept! În continuarea subiectului cu mașina furată, pentru cei care au fost interesați de subiect, o să vă țin la curent cu desfășurarea anchetei. Pentru moment, mașina se află în custodia poliției și urmează să aflu un răspuns concret cu procedura pe care pot să o fac pentru a recupera sau nu mașina. Bun, acum sunt în drum spre Oradea, merg la IPJ Bihor să vedem dacă rezolv ceva cu mașina și o să vă țin la curent cu noutățile pe care o să le aflu în legătură cu ancheta. Tocmai ce am ieșit de la poliție IPJ Bihor Oradea și nu pot să vă dau prea multe detalii despre anchetă, deoarece este o anchetă penală în desfășurare, iar informațiile care sunt în dosar pentru moment sunt confidențiale până la soluționarea anchetei. Eu știu foarte multe detalii, am aflat ce s-a întâmplat cu mașina, cum a ajuns să fie furată și mai exact în ce context, dar mai multe detalii o să vă pot da odată cu soluționarea anchetei. Așa că vă rog să vă abonați la YouTube Marțean Oficial și la Instagram Marțean Oficial să-mi dați un follow și o să vă țin la curent cu toate update-urile pe care o să le am în legătură cu ancheta. V-am pupat! 1, 2, 3, 4, îmi place masca, facem 4, 5, 6, 7, 8, eu mai vreau, eu încă pot! 1, 2, 3, 4, îmi place masca, facem 4, 5, 6, 7, 8, eu mai vreau, eu încă pot!